Potrivit specialiștilor, anumite alimente pe care le consumăm ne pot îmbunătăți sănătatea ochilor. Afecțiunile grave ale ochilor pot fi evitate dacă includeți în alimentație mâncăruri care conțin o serie de vitamine, nutrienți și minerale, cunoscute sub numele de antioxidanți. De câte ori nu ați auzit de la părinți sau de la bunici că morcovii sunt buni pentru ochi? Există totuși ceva adevăr în asta. Vederea poate fi îmbunătățită în mod natural. Potrivit specialiștilor, există anumite alimente bune pentru ochi care conțin vitamine și nutrienți cheie care optimizează sănătatea oculară. Cele mai bune alimente pentru sănătatea ochilor. Peștele, în special somonul, poate fi un aliment excelent pentru sănătatea ochilor. Somonul și alți pești au acizi grași omega-3. Acestea sunt grăsimi sănătoase. Acizii grași omega-3 pot contribui la dezvoltarea vizuală și la sănătatea retinei din spatele ochiului. De asemenea, pot ajuta la prevenirea uscăciunii ochilor. Este indicat să consumați pește câteva zile pe săptămână. Ouăle sunt un aliment excelent pentru sănătatea ochilor. Gălbenușurile conțin vitamina A, luteină, zeaxantină și zinc, toate vitale pentru sănătatea ochilor. Vitamina A protejează cornea, în timp ce luteina și zeaxantina scad șansa de a suferi de afecțiuni grave ale ochiului, cum ar fi degenerescența maculară legată de vârstă și cataractă. Zincul contribuie la sănătatea retinei. Așa cum menționam și anterior, morcovii sunt bine cunoscuți ca fiind buni pentru sănătatea ochilor. Ca și gălbenușurile de ou, morcovii au vitamina A și de asemenea beta-caroten. Vitamina A și beta-carotenul pot ajuta la prevenirea infecțiilor oculare și altor afecțiuni grave ale ochiului. Portocalele și alte citrice conțin vitamina C, care este esențială pentru sănătatea ochilor. Vitamina, care se găsește în principal în fructele și legumele proaspete, contribuie la sănătatea vaselor de sânge din ochi. Poate combate dezvoltarea cataractei. Pentru a vă bucura de portocale, puteți bea un suc de portocale, puteți curăța una ca gustare sau le puteți adăuga la o salată de fructe. Relatează spinews.ro.